Discutăm cu Lucian Săuleanu, candidatul USR Plus la primăria Craiovei. Bine ați venit la interviurile Hot News. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Ce vă recomandă la primăria Craiovei și care sunt planurile dumneavoastră? Aș începe cu precizarea că în 2017 am candidat ca și independent pentru funcția de primar al municipiului Craiova, când am obținut un scor, apreciez destul de bun, 13%, poziția a treia după PSD și PNL. Cred eu ca independent, în acel moment am constatat că pot să intru într-o cursă electorală mult mai serioasă, motiv pentru care, iată, acum alături de Alianța USR Plus, cred că avem șansa să schimbăm lucrurile în Craiova. Este foarte important, de asemenea, să punctăm și să observăm schimbarea care a avut loc în rândul electoratului, opțiunea alegătorilor în Craiova, anume că la alegerile europarlamentare USR Plus a obținut un scor foarte bun, 30%, prima poziție. Normal că un astfel de scor, un astfel de procent ne îndeamnă să credem că toți craiovenii își doresc schimbarea. Noi vom avea posibilitatea pe 27 septembrie, cred, alături de craioveni, să schimbăm administrația publică locală, conducerea PSD. Trebuie să facem acest lucru pentru că avem de-a face cu o administrație ineficientă, proastă a PSD-ului. Se observă că orașul Craiova nu merge într-o direcție bună, motiv pentru care noi ne-am propus alături de echipa Alianței USR Plus să aducem un suflu nou, o altă mentalitate, o altă gândire. Important este că vin alături de mine mulți în această formulă a Consiliului Local, vin foarte mulți tineri. Primul aspect care aș vrea să-l spun este că unul dintre colegii consilieri are 25 de ani. Cred eu că USR Plus va obține un procent care va conduce la, eu știu, să fie un rezultat bun, 7, 8, 9 consilieri, cred eu. Repet, toți care vor fi alături de mine în Consiliul Local ca și consilieri sunt tineri, sunt antreprenori. E un aspect important pe care țin să-l evidențiez, pentru că vin cu o altă gândire. Noi suntem cei care zi de zi ne-am lovit de ineficiența administrației, de proastă administrare, de aceste, să spunem, condiții nu tocmai bune de lucru în cadrul administrației publice locale. Eu, la rândul meu, sunt avocat, deci tot un antreprenor, am o sfert de avocatură în Craiova, așa încât este un aspect suplimentar care mă îndeamnă să cred că profilul meu se potrivește acestei calități de primar, pentru că în activitatea mea de jurist, în general de 20 de ani, în enumerate rânduri m-am lovit și în cadrul proceselor, dar și în afara instanței, să spunem, de multe aspecte pe care doresc să le schimb în Craiova. Cu privire la, m-ați întrebat dumneavoastră care viziunea noastră, care este programul nostru, aș porni de la câteva aspecte. În primul rând că am intrat în politică târziu, la 40 de ani, cu dorința de a schimba ceva. Am intrat în politică la momentul la care aveam și abilitățile, să spunem, și o carieră care să-mi permită o astfel de poziționare în politică. Dar foarte important este că am constatat lipsa din spațiu în spațiu public în Craiova a unor persoane care se implice. Partidele nu au înțeles să se reformeze, vorbesc de partidele vechi. Mă regăsesc în Alianța USR Plus prin valorile pe care le promovează. Motiv pentru care oferta noastră electorală este foarte sinceră. S-ar putea să par naiv, însă eu nu voi veni cu o ofertă care să fie demagogică, să fie sub semnul populismului. Nu voi promite craiovenilor că fac Dracula Park sau că voi aduce nu știu ce concerte internaționale. Cred eu că toți craiovenii au nevoie de lucruri mărunte, să se rezolve acele aspecte de care se lovesc zi de zi. Cu alte cuvinte, ce-mi doresc? Îmi doresc o funcționare normală a serviciilor primăriei. Și o să fac referire la câteva
dintre acestea. Asta cred eu. În primul rând trebuie să avem o depolitizare reală, să funcționeze toate serviciile primăriei, nu la comanda, să spunem, partidului, da, în cazul nostru a PSD-ului, ci să funcționeze pentru că funcționarii respectivi înțeleg că au o datorie față de cetățenii. Și eu le-am readus aminte în orice discurs. Articolul 16 din Constituție spune clar că toți cetățenii sunt egali nu numai în fața legii, ci și în fața administrațiilor publice locale și centrale. Ceea ce evident că nu se întâmplă și constatăm realitatea de zi cu zi. Programul nostru pe care l-am și postat zile trecute, urmare validării depunerii semnăturilor și validării candidaturii mele și a colegilor consilieri, este un program structurat pe două direcții. Este adevărat și chestiunile, să zicem, macro, contează și care sunt cele care în mod real interesează. Și două categorii sau două aspecte sunt evidențiate, subliniate de craioveni, sănătatea și educația. Noi nu fugim de aceste subiecte pentru că este adevărat, ele nu aduc foarte multe voturi, de aceea politicienii evită subiecte precum educația și sănătatea, dar noi credem că acestea sunt aspectele primordiale care fac într-adevăr să consolideze un oraș și să-i dea un viitor. Cu privire la educație, nu pot să cred că voi dezvolta Craiova și Craiova se va dezvolta dacă va continua acest exod al tinerilor către alte orașe, în special către București. Nu cred că putem să atragem investitori sau să devină un oraș atractiv Craiova, Nostra, în care nu ai o ofertă educațională, o bază materială, în primul rând, serioasă, dar și o ofertă amplă și mă refer în primul rând la licee în limbi străine care nu sunt încurajate în Craiova sau școli, grădinițe. Deci e o problemă care lipsește, motiv pentru care foarte mulți părinți încearcă să îi trimită pe copii la studii în altă parte sau în măsura în care urmează, dau exemplu, cele 3-4 licee sau colegii mai importante, aceea majoritatea pleacă, absolvenții pleacă din Craiova. Cu privire la sănătate, la fel, trebuie să recunoaștem și să evită acest subiect. Și nu este vorba doar de simple investiții, este vorba de modul cum percep craiovenii. Iar situația actuală, această pandemie, a arătat limitele sistemului sanitar. Au fost situații de care nu pot să le înțeleg. La spitalul de boli infecțioase, în plină pandemie, angajații au făcut o horă. Sau zilele trecute, nu știu dacă cei care nu vreau să cunosc, să insist pe acest subiect, la Căminul de Bătrâni din Craiova, de persoane vârste, deci au fost depistate 126 de persoane cu acest virus, în condițiile în care angajații își făceau poză pe Facebook și erau în campanie. Deci în acea perioadă, în loc să se ocupe, angajații vorbesc. Iar directorul instituției, domnul Giurcă, spune senin că într-un cămin de bătrâni se mai și moare. Iată ce vrem noi să înlăturăm. Astfel de persoane, depolitizarea și nepotismul sunt arele administrației publice locale PSD. Nu se mai poate așa și noi vrem să facem această schimbare. Un astfel de personaj ar fi trebuit să fie înlăturat imediat. Primăria municipiului Craiova, primarul actual, nu a dat o declarație din acest punct de vedere. Nu și-a asumat o răspundere față de ceea ce s-a întâmplat acolo. Ori noi ne propunem în primul rând transparență, ne propunem promovarea doar pe meritocrație. Spuneam și mă întorc puțin la ceea ce ne dorim să facem. Sunt aceste aspecte, să spunem, macro. Este adevărat, în jurul acestor două idei se leagă și alte subiecte foarte importante și care au venit pe bună dreptate, spun, pe mine mă interesează, de exemplu, calitatea aerului. Da? Am o problemă cu depozitul de la Mofeni, groapa de gunoi. Da? Ea este poziționată exact la 400 de metri, deci cu nerespectarea legislației, la 400 de metri de casele, ultimele case din Craiova și pe malul Jiului. Este de nepermis. Bun, s-a întâmplat acest lucru, dar nu vor să-și asume mutarea. O mutare a gropii respective, într-adevăr, urmarea unor discuții care trebuie să fie avute, care urmează să fie avute inclusiv cu cel care exploatează comercial, economic la acest moment groapa respectivă, dar trebuie să găsim această soluție, iar politicienii, Consiliul Local următor, va trebui să-și asume această obligație.
pe craiovenii interesează în această perioadă, de exemplu, de ce nu au apă caldă și nu se rezolvă această problemă de 10 de ani de zile. Simplu, pentru că administrația locală PSD este la al doilea faliment al Termocraiova, al societății Termocraiova, SRL. Odată a avut un faliment, acum, repet, suntem la al doilea faliment. Dosarul este la Tribunalul Mehedinți, a deschis de vreo 2-3 ani de zile, chiar în luna, la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, urmează să se pronunțe dacă se va trece sau nu la faliment. Acum este în procedură generală. Ori, astfel de situații, de fapt, arată în concret eficiența, ineficiența, mai bine spus, a administrației publice locale. Credem noi că acestea ar fi subiecte foarte, foarte importante. Oamenii sunt supărați că nu au un transport decent, da? Și conducerea, primăria actuală și conducerea Rad se laudă cu proiectele care urmează să fi făcute. Însă eu nu pot să accept. În urmă cu o lună ne-am împrumutat cu încă 6 milioane de euro, da? Pentru a face niște investiții în acest parc auto al ratului, da? Pe 8 ani de zile. E o chestiune care nu pot să o accept, pentru că este foarte simplu să te împrumuți, da? Pe o perioadă lungă de timp. Au făcut lucrul acesta pentru că la momentul actual configurația politică în Consiliul Local permite, anume din 27 de consilieri locali, 19 sunt membrii PSD. Deci iată, în practic ei votează la o majoritate, motiv pentru care își permit să le îndatoreze pe ani de zile și nu încearcă să eficientizeze, să atragă fonduri europene. Craiovenii sunt nemulțumiți de tot ce înseamnă urbanism în Craiova. Orașul a fost urâțit în ultimii 2-3 ani, mai ales în ultimii 2-3 ani. S-au dat zeci și zeci de autorizații pe spații verzi. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că nu vorbim doar de partea estetică, dar și de cea funcțională din jurul blocurilor. De ce? Pentru că nici la ora actuală nu avem un PUC. Nici la ora actuală nu avem, deși aveam astfel de obligație, a unei liste, da, cu inventar, cu tot ceea ce înseamnă spații verzi. Da? Nu a fost întocmit, tocmai pentru a mai permite această, să spunem, această portiță să dea autorizații și, repet, ceea ce spun, o spun cu fermitate și cu urmarea verificării, sunt peste 30-40 de autorizații date pe astfel de spații. Motiv pentru care și din acest punct de vedere cred eu că disciplina în construcții trebuie într-adevăr să capete altă relevanță. Mi se pare de necrezut ca o clădire monument istoric, cum este cea al fostului liceu sanitar și mai bine spus este o fostă școală catolică construită în 1902, să fie dărâmată și nici până la ora actuală să nu se ia o poziție fermă, să vedem rezultate, să vedem cine răspunde. Așadar, pe aceste chestiuni, să zicem, macro, sunt foarte, foarte, foarte multe, multe aspecte, dar și pe care vrem să le îndreptăm, pentru că, spuneam, vreau și acest lucru îmi doresc o funcționare normală a acestor servicii, fie că vorbim de termo, fie că vorbim de rat, fie că vorbim de căminul de bătrâni. Acolo trebuie să avem oameni care să fie specialiști, să promovăm, într-adevăr, pe criterii de meritocrație, să se facă evaluările funcționarilor în mod corect, pentru că avem funcționari buni, însă în măsura în care, din păcate, sunt parazitați, că acesta este cuvântul potrivit, sunt parazitați de ceilalți minoritari, că sunt 10, că sunt 20, nu contează, dar care sunt membrii de partid, care, mă rog, sunt în tot felul de relații de familie sau personale. În fine, legat de problemele, să spunem așa, mai mici, oamenii își doresc, în primul rând, piste de biciclete. E o chestiune care nu s-a rezolvat. S-ar putea unii să spună, dar asta ne trebuie nouă. Da, ne trebuie, pentru că trebuie să rezolvăm problema transportului, da, în comun, trebuie încurajat, trebuie să rezolvăm problema noxurilor, a poluării, care și în Craiova creează probleme. Trebuie să ne ducem către cartiere. Craiovenii își doresc acest lucru și spun, încercați să investiți, să transformați aceste toate cartierele, da, în așa fel încât să se poată trăi. Ce îmi doresc eu? Îmi doresc mai bine aceste mici ajustări să
Craiova să devină un oraș atractiv, un oraș în care dorești să trăiești, un oraș liniștit. Am văzut că ați luat la pas străzile din Craiova și ați discutat cu cetățenii. Care sunt principalele probleme pe care aceștia vi le-au expus și cum plănuiți să le rezolvați? Este exact ceea ce vă spuneam mai înainte, acele probleme mici care îi deranjează, mici, dar în realitate mari, pentru că o viață liniștită, o viață fericită o ai în măsura în care în proximitatea ta și în casa ta ai principalele facilități. Rămân în continuare foarte multe, foarte multe străzi neasfaltate, fără canalizare. Trebuie continuat acest program, da? Trebuie să se încerce o apropiere. Lucrul acesta simt foarte mult, anume că primarul și primăria nu este aproape de cetățeni de craioveni. În afară de a face niște poze și le-a postat pe Facebook în momentul în care mai inaugurează o stradă sau asfaltează o stradă, cred eu că mai important este să aibă o legătură constantă cu craiovenii, pentru că sunt foarte multe probleme. Cele, repet, probleme legate de acordarea la gaze, la fel la canalizare, sunt probleme. Deci, în general, periferia orașului, ca și în tot ce înseamnă România, în administrația locală, acest lucru vedem. Centrul este preferat cu periferiei, în periferie nu se investește. Un lucru acesta este clar că trebuie să-l schimbăm o dată pentru totdeauna. Să încercăm să investim mai mult în periferie. Oamenii, vă spuneam, își doresc și parcări, pe de altă parte, oamenii își doresc, unii dintre ei au seara, nu mai vor urățenia asta, ce înseamnă mii de fire prin, da, și ridici capul și vezi numai reclame și numai cabluri, da? Își doresc un transport decent, își doresc în cartierele lor să fie puse anumite limite de viteză. Deci sunt chestiuni de amănunt în care eu cred și mi se pare normal să le dăm atenția. Până să facem noi nu știu ce investiții, nu știu care să atragă, da, din categoria pâine și circ, eu cred că trebuie să avem această demnitate, să oferim craiovenilor o administrație corectă, da, o administrație demnă. Noi pornim de la ideea că și sloganul de campanie este stradă cu stradă, schimbăm Craiova. Și el vine până la urmă să întărească ceea ce eu de 3 ani de zile am încercat să fac, anume să susțin că avem nevoie de mai puțină politică și mai multă administrație. Mai toți intră în politică, cei care și-au propus, nu cu gândul de a servi interesului public, craiovenilor, ci mai degrabă cu un ochi către funcțiile și demnitățile publice din București. Așa se face că, în punctul meu de vedere, nici nu avem o clasă politică locală, nu avem politicieni locali puternici, pentru că ei nu au avut o anumită stabilitate și continuitate. E foarte important în contextul acesta și întrebarea ar fi cum vom realiza, cum vom face. Mai în toate mesajele mele am încercat nu să critic sau, dacă am avut o critică, să ofer în primul rând o soluție. Și acest lucru este important. Da? Vă dau un exemplu. Chiar zilele acestea pe site-ul primăriei a fost postată o informație cu privire la o achiziție pentru construirea unei parcări în fața parcului Romanescu. Eu am luat poziție față de o astfel de inițiativă. În primul rând că se face un spațiu unde de 130 de ani este un spațiu dedicat de pentru monumente de for public. Tot timpul acolo au fost monumente. Se vrea o construcție metalică de 2, de la 2 până la 5 etaje, da? O structură metalică cu scopul de a rezista 80 de ani, cel puțin așa apare în solicitarea respectivă. Ori eu nu pot să accept așa ceva în condițiile în care o astfel de parcare poate fi făcută în altă parte a parcului, pe altă intrare. Da, deci, ce vreau să subliniez, că nu trebuie cu orice preț să încercăm să facem, să bifăm, că astea până la urmă, să bifăm niște proiecte de dragul de a atrage niște fonduri sau, repet, doar de a considera că am rezolvat o problemă. Nu se rezolvă problema. Deci, din acest punct de vedere, iată, este important să luăm și poziție față de astfel de situații, de inițiative, dar să venim și cu soluții. În cazul acesta există soluții pe latura de est a parcului, se pot face astfel de investiții. Însă ce aș fi vrut să subliniez? Bun, ne dorim să facem schimbare, sunt sigur că o să o facem. Consiliul local viitor va arăta cu totul altfel. Prezența celor 8-9 consilieri USR Plus va fi, zic eu, un plus de valoare, da, ca să
subliniez acest aspect, însă venim cu oameni tineri, întrebarea este cum facem? De unde avem fondurile necesare? Care este gândirea noastră? Noi nu venim doar cu o gândire, doar cu schimbarea mentalității, care eu cred că este foarte importantă. Câtă vreme primarul stă acolo undeva sus, în acel glob de cristal, nu va reuși să vadă realitatea. Și realitatea este destul de cruntă, în sensul că nu vin investitorii în Craiova. Imaginea Craiovei, inclusiv în mentalul colectiv național, nu este una cea mai potrivită și asta este urmarea, să spunem, unor știri și evenimente care au fost prea mult mediatizate și în realitate foarte puține evenimente pozitive și în Craiova se întâmplă lucruri importante, sunt oamenii care merită să fie aduși în opinia publică în fața reflectoarelor, să zic așa. Vrem să facem investitori. Cum îi aducem? Pentru că măsura în care nu oferi niște facilități, nu-ți oferi disponibilitatea, dimpotrivă, pui numai piedici administrative. Cunosc în Craiova un investitor care a așteptat 2 ani și jumătate pentru a obține o autorizație de construire. În schimb, am altă situație, chiar un proces confirmat de curând, informația aceasta chiar e dată o hotărâre de Tribunalul Doj, în care unui investitor i s-a anulat o autorizație și o problemă care va fi foarte delicată, o chestiune care nu-mi întărește decât convingerea inițială, anume că avem de-a face cu mari probleme în tot ce înseamnă de serviciul de urbanism al primăriei municipiului Craiova. Ce vreau să fac dintre lucrurile mărunte, pentru că în primul rând să plecăm din primărie, din modul în care funcționează primăria. Nu spun că actualul Consiliu Local funcționează după un regulament, cred că de 7-8 ani de zile, deci un regulament foarte, foarte vechi. Dar vreau în primul rând un inventar al bunurilor municipiului Craiova. Noi nu avem, ca să-mi construiesc un buget, pentru că problema se reduce până la urmă la buget. De aici pornim în fiecare an. Da? Ori bugetul acesta are câteva componente esențiale. Prima și mai importantă este cea legată de venituri. Da? De exemplu, Craiova pe 2020, după rectificarea acum din iunie, are undeva la 680 de milioane plus încă 415 milioane, mă rog, venituri ale altor instituții. Discut strict numai ale primăriei. Așadar, avem taxe și impozite, avem cota defalcată din impozitul pe venit, aceasta este importantă, și cota defalcată din TVA. Din aceste cote defalcate, practic, vin cele mai mari venituri. Spre exemplu, pe bugetul actual 314 milioane, deci aproape jumătate vin din aceste sume defalcate. În fine, mai sunt cotele, anumite sume și cote speciale cu destinație specială, dar și fondurile europene nerambursabile. Ce constatăm în măsura în care deschidem bugetul afișat pe site-ul primăriei? Că la acest capitol, fondurile europene nerambursabile, Craiova în acest an are zero. La fel vin și subliniez, este inadmisibil să ai zero fonduri nerambursabile, înseamnă că ceva nu este în regulă. Intru de curiozitate pe alte site-uri ale altor primării și constat, de exemplu, primăria Arad are 89 de milioane 616, dacă mi-aduc bine aminte, 15 proiecte obținute anul acesta. Deci 89 de milioane, deci raportat la 600 de milioane, iată cât înseamnă 15-20%, primăria Arad a înțeles să le obține pe fonduri europene nerambursabile. Așadar, ce mă interesează ca să pot să aduc investiții? Unu, să fac un inventar al bunurilor municipiului Craiova. Noi nu avem un inventar din acest punct de vedere. În sine, tot ce înseamnă partea aceasta de patrimoniu, direcția de patrimoniu, are mari carențe în această perspectivă. Vreau să inventariez bunurile ca să văd exact ce poate să-mi producă pe prima categorie, anume taxe și impozite. A doua chestiune este, mă interesează foarte mult să aduc investitorii, pentru că este un cerc vicios. N-am buget mare și ne scade, să spunem, pe aceste cote defalcate din impozit pe venit, care ele, practic, se transmit bugetului local, ele se colectează doar într-o primă fază către bugetul național, bugetul central, dar ele sunt imediat alocate în anumite proporții procente către bugetele locale. Ca să cresc veniturile, pentru că eu, pentru a reuși investițiile pe care mi le propun, pentru a face funcționale aceste servicii și a da o altă față pe care trebuie să crezi veniturile. Ca să crezi veniturile, iată, îmi trebuie locuri de muncă. Pentru locuri de muncă, da, îmi trebuie investitori.
De ce? Pentru că aceste cote defalcate se calculează prin raportare la numărul de salariați, număr de populație și suprafața județului, mă rog, de la caz la caz, cum se calculează a respectivei localități, respectivei unități administrative teritoriale. Așadar, am nevoie de mai mulți salariați ca să pot să-mi cresc această cotă. În fine, a treia direcție, făceam referire la fondurile europene nerambursabile. Trebuie să fac acest lucru pentru că trebuie să le eficientizez și atunci și cu echipa internă, dar și cu consultanța externă, noi trebuie să schimbăm această stare de lucruri și să avem proiecte îndeblate cu astfel de fonduri nerambursabile. Deci eu mă împrumut în urmă cu o lună de zile 6 milioane pe 8 ani de zile, dar în schimb nu fac proiecte viabile cu echipa pe care eu o am în subordine în primărie și cred eu că putem să accesăm mai multe fonduri și să folosim până la urmă această resursă umană. În programul local de guvernare pe care îl găsim la dumneavoastră pe site, vorbiți despre o Craiova cu viziune, despre un oraș modern. Cum veți face asta și cu ce fonduri? O să fac referire la câteva din aspectele poate deja menționate anterior. Această viziune vine din modul în care înțelegem noi să creăm o relație, în primul rând, funcționar craiovean. Deci, este cel mai important lucru. Omul se lovește de administrație, în concret de un angajat, de către un funcționar. Aici trebuie să umblăm. Nu este normal să merg în urmă cu o săptămână, am trimis un coleg să plătească o taxă de timbru și era coadă la serviciul taxe și impozite, erau 12 persoane. Deci este inadmisibil. Este clar că ceva nu funcționează. Da? Fie că primăria nu înțelege să ducă la cap această digitalizare, se tot vorbește. Toți candidații, dacă luați toate programele și de acum și din ultimii 3-4 ani, da, toți vorbesc de digitalizare. În realitate nu se face. Așadar, prima chestiune ce ține de viziune este cea legată de relația funcționar, primărie, cetățean simplu, cetățean craiovean, dar și al doilea palier care v-am spus și la care țin foarte mult, cea legată de investitori. Trebuie să înțeleagă toți investitorii că sunt bineveniți, în ciuda, eu știu, la un moment dat a unor eșecuri în încercarea de a face anumite investiții. Este normal, odată ce tu nu ai un PUC, pe de-o parte îi nemulțumesc pe craioveni, da? Vin cu tot felul de investiții lângă locuințele lor, poate acolo este zonă industrială, pe de altă parte nemulțumesc investitorii care văd o oportunitate și vor să facă un profit. Așadar, este foarte important să facem astfel de lucruri. Deci pentru acea viziune a unui oraș, iar viziunea nu este doar pe 4 ani, pentru că unele lucruri le poți face relativ repede și v-am făcut referire la cele legate de funcționarea normală a serviciilor. Da? Fie că vorbim de transport de cem, fie că vorbim de termo, este important să funcționeze. Chestiunea de viziune vine în acest context al unor investiții importante, investiții care nu le poți avea decât dacă schimbi această paradigmă. Câtă vreme nu se oferă avantaje concrete, câtă vreme nu sunt invitații în mod real și în ultimii ani, nu știu dacă avem două, trei investiții majore, vorbesc cu tine 4-5 ani, două investiții majore în Craiova. Așadar, eu împreună cu echipa mea de consilieri, v-am spus foarte, majoritatea sunt tineri și toți antreprenori, îmi doresc să aduc această schimbare. Sunt oameni care profesează, repet, care sunt ingineri, sunt economiști, sunt profesori, vin cu această echipă inclusiv de a da acest suflu nou, nu doar ca viziune, ci și pe construcție. Spuneam de buget. Pe câtă vreme noi nu reușim să creștem bugetul primăriei municipiului Craiova, bineînțeles că nu putem să aducem această viziune. Indiferent cine ar fi, viitorul Consiliu Local va avea o altă coloratură, pentru că vor fi mai multe partide reprezentate, vor depăși această situație actuală de majoritate a PSD-ului. Zic eu că va fi o democrație locală veritabilă, în care vor fi mai multe provocări, în primul mai multe dezbateri, ceea ce va atrage și mai multă transparență. Câtă vreme există o majoritate PSD, normal că totul se face fără ceea ce spuneam, transparență și cu avantajarea
propriilor membri de partid. Vreau așadar să aduc investiții pentru a crește numărul de salariați, pentru că numărul de salariați este cel și veniturile lor este cel care conduce la mărirea, la creșterea acelei cote defalcate din impozitul pe venit, care se vine de la bugetul central. Vreau să aducem acestei fonduri europene nerambursabile și aici mă bazez pe echipa mea de colegi consilieri, pentru că au lucrat în astfel de domenii. Și în fine, cum spuneam, trebuie să rezolvăm această problemă a inventarului municipiului Craiova, să vedem exact pe ce așezăm aceste taxe și impozite. Sunt multe, multe aspecte care vin să dea coerență acestui program. Noi am încercat un program pe 10 puncte, el are mai multe pagini. Nu cred că important este programul în sine, ci ideea de a încerca să oferi alegătorilor craiovenilor șansa să poată să compare. Din păcate, nu o să avem o competiție, eu știu, alegerile din 27 septembrie, în sensul de a oferi craiovenilor posibilitatea de a compara, de a avea în direct, să spunem, anumite confruntări. Nu se practică nici în alegerile locale, refuză, eu mi-aș dori acest lucru, pentru că este important să încercăm să le craiovenii să cunoască. E o problemă la ora actuală cu modul în care informația sau tu ca și candidat reușești să ajungi, ca și candidat reușești să ajungi să spunem, la alegătorul, la craiovenul care urmează să pună ștampila pe numele tău, pentru că media la ora actuală are o plajă destul de restrânsă. E adevărat o campanie axată mult pe Facebook, este și normal într-un fel raportat la condițiile actuale de pandemie, însă cred eu că își doresc craiovenii niște politicieni locali statornici, nu care să în pasul 2 imediat să eventual, pentru că avem și alegeri parlamentare, să-și dorească să candideze la aceste alegeri. Din păcate se va întâmpla acest lucru și în 2016 am avut alegeri locale, PSD-ul a câștigat și la 2 luni respectivul candidat a înțeles să vireze către București, atunci trebuie să facem noi alegeri, alte cheltuieli. Dar, repet, eu cred că avem de-a face cu un electorat din ce în ce mai ferm, mai atent, care nu poate să fie păcălit, foarte mulți tineri care cred eu că vor veni la vot. Dintre proiectele de modernizare pe care vi le-ați propus, câte credeți că o să reușiți să finalizați până la finalul primului mandat? Eu am, să spunem, decența în spațiu public și al promisiunilor. De aceea m-am și ferit să vin cu proiecte, nu știu, care să strânească alegătorii. Proiectele mele, v-am spus, sunt unele clare care țin de funcționarea serviciilor. Unele vor fi clar făcute și foarte repede și v-aș da exemplu problema aceasta registrului spațiilor verzi, cea legată de PUG, cea legată de un audit, vreau pe parte juridică să pierd. Eu, fiind avocat, în primul rând observ cât bani pierde primăria municipiului Craiova anual în urma unor procese care ar fi putut să fie lămurite, procese cu proprii tăi locuitori, cu proprii tăi a craioveni. Aici mi se pare o lipsă de fermitate și de aș asuma o răspundere. Cred eu că la fel rapid și voi lămuri probleme legate de funcționarea corectă a ceea ce înseamnă disciplina în construcții și mă refer la revitalizarea a ceea ce ar trebui să facă poliția comunitară. Poliția comunitară nu mai face acest lucru. De ce? Pentru că interesele dezvoltatorilor imobiliari sunt mult mai mari și normal că respectivii au anumite rezerve, ca să nu spun altfel, sunt împiedicați să-și desfășoare activitatea. Deci vreau partea aceasta de urbanism repede să capete altă înfățișare. Acestea ar fi chestiunile, să spunem, legate de funcționare. Vreau să schimb relația și se va întâmpla la fel într-un termen foarte scurt, cea legată de relația, spuneam, cu craiovenii, a funcționarilor. Vreau să rezolvăm problema aceasta
a meritocrației și a evaluărilor funcționarilor. Nu spun că trebuie să avem o poziție alta decât cea care rezultă din evaluări corecte. Da? Trebuie să înțeleagă toți funcționarii că numai măsura în care suntem obiectivi și suntem corecți, da, putem să mergem înainte și să mulțumim gradul acesta de satisfacție, pentru că așa cam ar trebui să măsurăm cât de mulțumiți sunt craiovenii, alegătorii în relația cu primăria. Și atunci dăm seama că putem și că am făcut ceva bun. Și lucrul acesta îl voi face. Deci, iată, sunt niște proiecte care s-ar da la prima vedere să nu pară foarte importante. În realitate, ele sunt miezul a ceea ce înseamnă administrație publică locală. Normal că voi avea în vedere toate celelalte aspecte, adică cele legate cu groapa de gunoi, cu depozitul de deșeuri de la Mofleni, unde, repet, trebuie să avem în primul rând o formulă în care să fie incluse și interesele dezvoltatorului societății respective, care operează și care și acum dorește să dezvolte, să mărească respectiva capacitate. Dar acolo avem niște impedimente de ordin juridic și le vom identifica. Vreau să rezum această problemă inclusiv pe sănătate și e susținută de mai mulți ani de noi cu spitalul de pediatrie și în special pe partea de oncologie. Puțin din țară știu că la 59 de kilometri în linie dreaptă de Craiova se află centrala nucleară de la Cozlodui, dar această centrală creează mari probleme de sănătate. Da? Bun, noi trebuie să rezolvăm aceste niște cifre care nu sunt comunicate în mod transparent nici de instrucții, dar cred eu cu investiție este necesară. Investiții în sănătate s-au făcut, dar ele trebuie continuate. Ritmul nu este unul corect. Toate celelalte aspecte care noi le-am sesizat, cum ar fi legate de pista de bicicletă, normal că vom insista, nu, că se vor face să țină cont de acest lucru. Da, ne dorim acel, să punem în practică acel slogan cer albastru, adică atunci când privești în sus să ai această plăcere să nu mai vezi mii și mii de cabluri. Deci toate acestea sunt lucruri care se vor face primul mandat, dar și în următorul mandat, pentru că ce vreau să facem? Să punem această piatră de temelie. Dacă nu schimbăm modul de funcționare a serviciilor, indiferent ce și cum ar promite că va face în Craiova, chiar și dacă va face un lucru singular, da, cu bani poate de multe ori proveniți de la guvern, nu va rezolva problema de fond a craiovenilor. Repet, modul în care craiovenii înțeleg relația cu administrația este cel important, nu cele promis la un moment dat, aproape într-un mod inexplicabil, să faci, repet, Dracula Park sau alte astfel de baza cu noi. Ce proiecte concrete aveți pentru dezvoltarea economiei în oraș și pentru a atrage noi tineri? V-am spus, legat de investitori, primul lucru acesta este disponibilitatea pe care trebuie să o aibă primăria, a nu mai pune piedici în tot ce înseamnă parte de autorizare. La ora actuală, nu încerc să fiu rezonabil în cuvinte, dar direcția de urbanism este un focar de corupție, nu știu, încerc să fiu așa elegant în exprimări, numai pe interese și numai anumite societăți și numai anumiți arhitecții, mă rog, pot să aibă acces și să fie avantajați. Asta este realitatea, o cunosc în mod direct de la arhitecți, de la societăți care desfășoară activitatea societății de construcție. Așadar, prima chestiune aceasta este relația bună cu investitorii, o disponibilitate mare, a asigura investitorii și în general cei interesați și să promovăm Craiova din acest punct de vedere, anume că nu mai este acest fief al PSD-ului unde numai clientela politică, pentru că aceasta este problema. Numai cei care sunt în preajma politicului, da, sunt cei care sunt favorizați Craiova, din acest motiv a rămas în urmă, pentru că an și an la rând PSD-ul a avut cârma acestui oraș. Partidele în sine, nu numai PSD-ul, și alte partide o dovedesc în măsura în care nu se democratizează și nu se reformează, au aceeași tendință, da, anume ca un grup mic de persoane, hai să zicem lideri, deși așa se numesc, dar nu sunt lideri, sunt cei care doar conduc, au o ștampilă și o semnătură, încearcă să promoveze doar interesele personale. Trebuie să stopăm odată și craiovenii, oamenii simpli, așa cum sunt și eu, om care trăiesc zi de zi în Craiova, muncesc în Craiova, trebuie să înțelegem că dacă nu stopăm acest mod de gândire și această modalitate de funcționare și nu aducem oameni tineri
din mediul privat, oameni care să fi lovit, în primul rând, să creăm o altă structură în interiorul Consiliului Local, să aducem oamenii ale căror voci să fie auzite de toți craioveni și inclusiv de decidenți. Este pentru a aduce investitori sunt premizele mai mult decât necesare. Acestea sunt primele și cele mai importante premize. Dacă nu reușim să schimbăm acest lucru, nu va veni nimeni. În condițiile în care, repet, o campanie o văd foarte importantă de promovare a Craiovei, văd într-adevăr o altă relație cu presa locală. Presa locală trebuie să înțeleagă importanța evenimentelor și a informațiilor pozitive. Ei încearcă să-și desfășoare activitatea, dar toată lumea știe cât de greu este în momentul de față să desfășori o astfel de activitate jurnalistică solidă, pentru că nimeni nu-i ajută. Și eu cred că aici ei ar putea să pună presa locală, poate să pună umărul. Spuneam de acele, la fel, fonduri europene rambursabile, este clar că una din problemele cheie este întărirea echipei care se ocupă de atragerea de fonduri europene. Toate acestea în cascadă, pentru că nu poți ceea ce s-a distrus în 10 ani, 20 de ani, nu poți, în mod sincer, nu poți să peste noapte. Dar vreau ca în instituțiile care depind de Consiliul Local, în subordine sau societățile comerciale unde Craiova, UATEC, Unitatea Administrativă Teritorială este asociat, să fie alt tip de persoane. Trebuie să fie persoane care au fost antreprenori, care știu ce înseamnă să câștigi în mediul privat, nu persoane care ani și zeci de ani de zile au ocupat doar funcții publice. Acelea nu pot să dea performanță, e o chestiune mai mult decât evidentă. Și atunci, o astfel de schimbare pe toate palierele, inclusiv cu promovarea în mod corect a tinerilor, vreau primul lucru care să se vadă pe pagina primăriei să fie vizibile anunțurile de angajare. A tot ce înseamnă informație publică importantă din acest punct de vedere sau orice altă ofertă pe care poate o primăria sau orice altă informație care ar ajuta să fie la loc vizibil, nu ascunse printre alte informații. Așa cum spuneați și dumneavoastră mai la începutul interviului, în Craiova, la un azil de bătrâni, cel mai mare azil de bătrâni din zona Olteniei, a fost descoperit un focar COVID. Ce considerați că s-a făcut greșit în județ în toată pandemia aceasta și ce credeți că ar fi trebuit făcut de diferit? M-aș rezuma momentan doar la un răspuns legat de acest subiect, anume Caminul pentru persoane vârstnice. Din Craiova, întrebări, este cel mai mare din regiune, are undeva la 320 de locuri și 150 de angajați. Cel puțin acestea sunt informațiile publice. Într-adevăr, s-a descoperit un astfel de focar. Ce au greșit? În primul rând, din declarațiile date de angajați, anume că nu au asigurat echipamente de protecție suficiente. Anume că nu li s-a dat zilnic astfel de echipamente, nu le-au putut schimba, nu a fost o dezinfecție totală în respectivele clădiri. Câtă vreme angajații, parte din angajații, 7-10, erau în campanie, își făceau poze cu integramele candidatului PSD, cu portarul și cu toți ceilalți, eu nu cred că e o abordare sănătoasă să trebuie acolo. De ce? Pentru că, iată, în primul rând, nu ar trebui să facă în niciun fel, nici când, pentru nimeni, angajații să se implice în campanie. Ori este funcționar, ori este în timpul serviciului. În realitate sunt dependenți, sunt cei care au fost angajați de PSD. Se știe foarte bine în oraș acest trist lucru. Sunt acești funcționari care atunci când a venit Dragnea în Craiova au fost aduși acolo cu forța, unii cu forța, alții de bunăvoie, aduși în piața publică. Cum să te pozezi și să faci campanie? Păi înseamnă că tu de fapt nu te ocupi de problemele speciale. Câtă vreme ai un astfel de director, acest domn Giurcă, da? Membru de partid, are și o funcție, am observat timp destul de mare în structura partidului PSD Dolj, și tu spui că într-un azil de bătrâni se mai și moare, a doua zi acest personaj, da, acest individ, trebuia să-i se desfacă contractul individual de muncă. Nu am văzut nicio reacție. Deci problema este că putregaiul în sine este
vine din partea PSD-ului și este urmarea promovărilor noastre de persoane. Acestea sunt persoanele toxice, acești membri lipitori de afișe, cum erau înainte, da, care au promovat pe scara internă fără nici să spunem, minimă pregătire, legătură cu domeniul respectiv, da, nu pe merite, nu pe meritocrație. Iar alți tineri, alte persoane, alți oameni care sunt pregătiți, stau deoparte, nu pot, sunt marginalizați, sunt dați afară. Asta este realitatea, un control fără margine al politicului care merge până la grădiniță, inspectorat școlar și așa mai departe. Deci peste tot, din păcate, s-a înțeles greșit, iar eu sper ca toți ceilalți români și craiovenii la alegerile din 27 septembrie să pună oameni care își doresc să muncească. Deci, e foarte curios. Administrația publică nu este să duce acolo să pur și simplu să pozezi, da? Îi pozează, îi fac campanie. Acolo trebuie să muncești. Administrația publică locală e o chestie grea de tot, complicată. În fine, nicio reacție din partea primăriei, la presupune foarte multe. De ce? Pentru că nu mai există reacție. În mod normal, după reacția acestei persoane, ar fi trebuit în stradă să iasă sute. În primul rând, sunt 300, spuneam, 320 de bătrâni acolo. Ar fi trebuit rudele acestora să iasă în stradă și să spună că așa ceva. O astfel de declarație este inadmisibilă în 2020 în România. Dar, repet, astfel de declarații ascund, de fapt, nivelul de pregătire, chiar și de o credință a unor astfel de indivizi, modul în care îi privesc pe ceilalți. Ei acolo sunt puși să primească, de fapt, niște bani și să ajute la partid. El stă o oră, ei stau o oră, două prin instituții, pentru că asta e o problemă reală, o oră, două prin instituții, în rest fac muncă de partid. Cam asta ar fi problema cu COVID. Acum sperăm și sunt curios să văd reacția, măsurile, mai bine spus, pe care le vor lua în privința începerii anului școlar. Mai avem câteva săptămâni, până acum nicio reacție, părinții încep deja să-și facă probleme, ne apropiem de 1 septembrie, pe 14 începe școala, la fel nu observ o minimă informare, pregătire, o încercare de a vedea cum părinții, școlile, profesorii. Cred eu că aici e o mare problemă pe a lua niște măsuri, da? O lipsă de răspundere. Eu așa o văd. Oameni nepregătiți care nu vin din domenii în care să fie excelat. Întâmplă este tabloul sumbru la nivelul întregii românii. Vă așteaptă o campanie fără precedent în plină pandemie. Cum vedeți campania acum? Această campanie nu o facem pentru noi, o facem pentru alegători. Dacă o facem pentru alegători, atunci siguranța este pe primul loc, sănătatea lor. Așa încât rămâne această cale de comunicare, tot ce înseamnă Facebook, dar cu plaja sa de limitare, să spunem. Trebuie ca alegătorii să fie informați, dar cred eu că aici ar trebui să arătăm prudență. Toți alegătorii ar trebui să încerce ușor-ușor, în condiții în care crește numărul de cazuri și în Craiova, să încercăm o mai mare distanțare. Să dăm prioritate siguranței, să fim conștienți că avem și alte modalități de a transmite informații către alegătorii. Cred eu că, în primul rând, nu trebuie să stârnim cu orice preț o reacție din partea alegătorului. Dăm mască, se poartă mănuși, se dau pliante în aceste condiții de siguranță 100%, dar evoluția, să spunem, din zilele următoare va fi foarte importantă și vom asista poate în timpul campaniei, pentru că nu a început încă această campanie, pe 27 august începe, de săptămâna viitoare, s-ar putea să vedem doar o campanie în online, TV și mai puțin directă și cred că așa e normal să fie în aceste condiții. În final, aș dori să vă rog să spuneți alegătorilor de ce ar trebui să vă aleagă. Trebuie să voteze Alianța USR Plus pentru că noi vom aduce schimbarea. Suntem partidele cele mai noi, Plus este chiar foarte nou. USR-ul are totuși o experiență, este partid parlamentar.
noi vom aduce schimbarea. Credem noi că toți craioveni își doresc această schimbare. Trebuie să ne voteze nu numai pe mine, pe Lucian Stăuleanu, ci întreaga echipă de consilieri. Avem un consilier capabil, avem tineri în echipa noastră, am spus-o, nu mi-e frică să iau lângă mine un consilier de 25 de ani. Eu cred că este foarte important pentru ca toți tinerii craioveni să se regăsească în acești consilieri, să poată să comunice. Vom aduce o administrație transparentă, vom profesionaliza tot ce înseamnă viață publică locală, administrație locală, vom pune accent pe meritocrație și vom înlătura toate aceste racile care se numesc, nepotism și politizare. Vrem o administrație simplă, orientată către craioveni. Vrem să rezolvăm problemele simple ale craiovenilor, acele probleme cu care se întâlnesc, se confruntă zi de zi. Îi așteptăm la vot pe 27 septembrie pe toți craiovenii, indiferent de opțiunea pe care o au.